Republică. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a Studiului Electoral. Astăzi, aici lângă mine, este candidatul la primăria municipiului Câmpulung, Elena Lasconi. Bine ați venit din partea USR Plus. Bine v-am găsit! Să începem așa, până ne încălzim puțin, cu o întrebare formală. Câmpulungul a avut primar PNCCD, a avut primar PSD, a avut primar PNL. La ce ar trebui un primar USL Plus? E USR. USR Plus. Experiența cu USL-ul ați simțit-o pe pielea dumneavoastră. Pentru că acum, de această dată, eu consider că va fi un moment istoric, pentru că nu este vorba despre alegerea unui om la primărie, nu este vorba de un rege în fața căruia să faci plecăciuni și să-i pupi inelul. Este vorba despre alegerea oamenilor la primărie. Eu am fost toată viața mea printre oameni, asta îmi place cel mai mult, îmi plac oamenii și de această dată câmpulungenii vor avea un cuvânt important de spus, pentru că tot ce voi face, voi face împreună, sfătuindu-mă cu câmpulungenii. Chiar și programul pe care l-am făcut aici, în broșura asta, pe care o vedeți aici, nu sunt doar așa niște cuvinte care să dea bine în campanie electorală. Vedeți foarte bine că există o disperare în teren. Primarul în funcție s-a apucat să toarne asfalt electoral și să pună bănci vopsite în roșu ostentativ și tot felul de lucruri așa pe ultimii 10 metri din disperare. Ce vreau să vă spun eu este că consider că e gata cu cârpelile pe banii câmpulungerilor. Tot ceea ce vedeți că se întâmplă acum în bătaie de joc se întâmplă pe banii dumneavoastră. Nu sunt cadou de la Liviu Țiroiu. Și ce vreau să vă spun este că înainte de a face acest program am fost pe toate cele 225 de străzi din Câmpulung și nu a fost ușor. A fost o muncă titanică, am fost împreună cu echipa mea. Deci știți și câte străzi sunt în Câmpulung? Da, și le știu foarte bine. Acum nu o să stau să țin minte chiar toate denumirile, că știu exact pe unde vine și știu oamenii. Că asta de fapt e important, că străzile nepopulate n-ar avea niciun sens. Că asta tot încerc să spun, că orașul este despre... Sunteți o femeie activă, v-am văzut și pe străzi, chiar dacă am stat puțin mai în umbră, v-am urmărit totuși, să știți. Cât de greu este să schimbi mentalități? Pentru că aici, în Câmpulung, oamenii s-au mulțumit cu orice. Cât de greu e să-i schimbi? Problema e că nu că oamenii s-au mulțumit cu orice, e o problemă aproape națională asta, nu e doar o problemă locală. Oamenii se mulțumesc cu puțin, tocmai datorită felului în care s-a făcut politică până acum și foarte mulți dintre oameni și-au pierdut speranța. Eu sunt acum aici, alături de dumneavoastră, dacă mi-ați fi spus în urmă cu un an jumate, v-aș fi spus să plecați și să vă vedeți de treabă, că nu o să fac niciodată politică, dar pe mine furia, scârba de promisiune neduse la bun sfârșit, faptul că suntem conduși de hoți pe bune, care se dovedesc a fi hoți după, de oameni corupți. Eu am fost în ăștia 25 de ani, am bătut țara în lung și în lat, știu care sunt vulnerabilitățile, știu cât de mult rău poate să facă corupția. Din corupție nu-ți revii. Corupția este un rău foarte mare pe care se propagă în societate și să știți că am întâlnit în toate plimbările, ca să zic așa, astea ale mele pe străzile Câmpulungului să vorbesc cu oameni, am întâlnit oameni care și-au pierdut de tot speranța. Dar am întâlnit și oameni care văd în mine ultima speranță. Și să știți că nu mă simt așa ca o prințesă, că nu o simt ca un compliment, ci mai degrabă o simt ca și cum aș duce un rucsac de bolovan de responsabilitate. Pentru că eu nu am să-i dezamăgesc pe oamenii care mi-au plâns atunci când i-am privit în ochi, spunând ce-și doresc,
Oamenii nu își mai doresc asfalt pe o stradă care nu are asfalt. Oamenii își doresc încă o mașină de piatră, dacă vă puteți imagina. Deci atât de jos au scăzut, cum să zic, nevoile oamenilor, pentru că în ăștia 30 de ani am văzut ce s-a întâmplat. Orașul arată cum vedeți. Dar câmpulungenii sunt oameni, asta mi se pare mie incredibil, pentru că câmpulungenii sunt oameni foarte inteligenți și am dat foarte multe valori și țării și lumii au plecat de aici din Câmpul Lung. În multe localități din România am văzut că se poate. Câmpulungenii pot și ei. Sunt absolut sigură. Doar că cu siguranță trebuie să fie... și sunt mulți câmpulungeni care, cu care noi ne mândrim. Bineînțeles. Și aici și în afara. Dumneavoastră, total. Gândiți-vă că noi am făcut, pe mine nu mă finanțează în campanie electorală, sunt curioasă cine îi finanțează pe ceilalți și o să aflăm. Pe mine nu mă finanțează firme de casă abonate la banul public. Eu mi-am făcut un site atunci când am început această precampanie și campania, acum suntem în campanie electorală, cu un buton de donează, unde am avut donații de la oameni obișnuiți, de la câmpulungeni, de la 11 lei până la câteva mii de lei, fiecare cât a putut. Și gândiți-vă că tot ceea ce am făcut, am făcut din aceste donații ale oamenilor. Asta unul la mână. Și am avut foarte mare ajutor, pro bono, de la câmpulungeni care lucrează în la București, în alte orașe mari din România și care își doresc să se întoarcă acasă și vor și tot așa, au mare încredere în mine. De unde atâta energie? Pentru că pe mine mă mână în luptă, eu, dacă vă uitați la mine așa, eu sunt un om singur. Dar acum am în spatele meu și în jurul meu o grămadă de câmpulungeni și asta mă face foarte puternică și eu lupt pentru ei. Pentru că eu știu, eu merg înainte pentru că scopul meu este nobil. Dacă eu nu aș avea un scop nobil, dacă m-aș gândi măcar o fracțiune de secundă că am un interes personal, n-aș mai putea să fiu așa. Acum sunt tank și voi merge până în pânzele albe ca să vă arăt că se poate. Putem să transformăm Câmpul Lungu într-o bijuterie de oraș, așa cum vedem în orașele cochete din Europa. Eu sunt absolut sigură de asta. Merită acest sacrificiu? Da, merită. Merită pentru că aici este vorba de mai mult de persoana mea, de oamenii care locuiesc în acest moment în Câmpul Lung. Aici este vorba de copiii și nepoții noștri. O să se depopuleze foarte mult acest oraș. Este vorba de a face ceva pentru ca acești copii, acești nepoți și strănepoți să se întoarcă cu drag acasă, să-și dorească să vină să trăiască aici. Pentru că acum toată lumea fuge și îi înțeleg, fuge în străinătate, în țară, pentru că aici nu există locuri de muncă, nu există astfel de oportunități și oamenii sunt sătui și vor să se ducă undeva unde să fie respectat și să câștige civilizat, ca să trăiască un trai liniștit și civilizat. Eu mi-aș dori ca aceste familii să se reîntregească și sunt absolut sigură că se va întâmpla asta și am și o chestiune personală aici, pentru că și fiica mea este plecată la muncă în străinătate, este la Paris și o iau așa, într-un fel personal și eu țin foarte mult la lucrurile astea legate de familie și țin mult la ceea ce înseamnă comunitate și am spus-o, o repet, Câmpul Lungu nu este un oraș dezbinat sau rupt în două de o cale ferată și de râul Târgului. Este datorită felului în care s-a făcut politică, această comunitate este dezbinată. De asta îmi doresc foarte mult în programul meu, o să vedeți acolo, îmi doresc foarte mult să construim echipa de fotbal și mai multe competiții sportive, nu numai despre fotbal. Putem vreau să spune vorbesc așa, aici. Metaforic, ați bătut din ușe în ușe. Am bătut din ușe și, în ușe, da. Și la cel nevoiaș și la cel cu dare, da, de mână. Da, n-am stat... Cum ați fost primită? Azi, mă gândesc așa bine. Că zici, mă, dar tu ce cauți la mine, nu? Cum da. Ați fost primită? O să vă zic imediat cum a fost primită, dar să-mi termin ideea. Da. Vorbeam de sport, de tot ce înseamnă... O să revenim și o să vorbim da. De sport detaliat. Bine. Așa, pentru okay. că sportul Câmpul Lung are o tradiție și o are, tradiție dar din păcate bună. Ați văzut dumneavoastră acum că avem nu. Echipe de fotbal de 3 luni, de 4 luni, de 5 luni și așa mai departe. Avem nevoie de continuitate aici. Și de ce spun asta? Nu pentru că sunt o microbistă, deși am fost băiețoasă de mică, ci pentru că... pe stadion
poți să adun comunitatea. Este o mândrie locală. Despre asta e vorba. Și acum revin echipa, la cum echipa a fost... de fotbal la Câmpul Lungului a fost o mândrie și o să fie. Locală. Eu îmi doresc să fie. Îmi doresc să fie. Da. Haideți să jucăm în altă ligă, zic. am jucat și în liga a doua. Nu, deci... zicea, era o metaforă. Haideți să jucăm în altă ligă. Da. Haideți să vedem cum v-au primit oamenii. Adică foarte sunt, bine. Asta, dar, asta pentru că eu sunt curios. Deci nu vreau să mă îmbăt cu apă rece, pentru că văd și activitatea pe care o am pe pagina de Facebook și eu sunt acolo tot timpul. Nu am pe cineva care să-mi administreze pagina de Facebook, pentru că mi-am dorit foarte mult să văd feedback real din partea oamenilor și să le răspund eu personal la toate mesajele, chiar dacă mă prinde 2-3 dimineața, stau și le răspund oamenilor. Oamenii m-au primit foarte bine, adică foarte, cum să zic, e o emulație, un entuziasm pe care eu nu l-am văzut niciodată la alegeri în România. Și am avut voluntari chiar și din București într-o zi care mi-au spus că au fost în toate localitățile unde noi avem candidați foarte buni, la Timișoara, la Constanța, și au zis că nu au văzut nicăieri reacția din teren așa cum este la Câmpul Lung. În primul și în primul rând au plâns foarte mulți oameni. Mi-aduc aminte de un domn de 68 de ani care în toată firea, care a început să plângă spunându-mi că niciodată nu s-a dus nimeni acolo unde locuia domnul respectiv. Și am fost mulți oameni au plâns. Sunt singuri? Mă suferă de singurătate? Nu, domnul ăsta, de exemplu, stătea chiar cu mama, trăia și mama dânsului și era căsătorit, era cu soția acolo. Dar probabil că niciun primar sau niciun consilier nu i-a bătut la ușă. Exact. până acum. A venit cineva, da, acolo pe stradă doar ca să le spună că în semn de solidaritate cu cetățenii din oraș să plătească taxa de salubrizare, deși acolo nu urcă nimeni niciodată, adică trebuie să o iei la picior, de cum să urce mașina de gunoi. Ceva absolut incredibil. Există oameni care plătesc taxa de gunoi în semn de solidaritate, dar primarul nu face în semn de solidaritate o șosea pe care să poți să urci cu mașina de gunoi. În semn de solidaritate pentru oamenii aia care sunt tot câmpul lungeni și plătesc aceleași taxe și impozite ca și cei din centru. Cred că ar trebui să înțelegem mai bine ce înseamnă să fii primar. Pentru că primarul nu este primar doar pentru cei din vale. Pe foarte mulți oameni a jignit acest primar și nu numai acesta. Le-a spus sinistrați la mulți, le-a spus că nu se agită el pentru 200 de voturi, că ia el din altă parte. Adică o aroganță și o lipsă de respect crasă. Eu vreau ca lucrurile astea să se încheie odată pentru totdeauna și o să revin imediat când o să vorbim despre administrație. Au plâns foarte mulți oameni când aud, când mă văd că vin, că și scrie pe tricou Elena Asconi primar și sunt blondă, cu șapca, nu știu ce, toată lumea iese la poartă, dacă mă duc printre blocuri iese lumea la geam și îmi face cu mâna și după aceea coboară să mă cunoască, să mă vadă, să vorbească cu mine. Sunt oameni cu care comunic mereu pe Facebook și mă bucur foarte tare că îi regăsesc în teren. Da. În realitate am întâlnit o doamnă care m-a terminat, femeia aia, deci într-una, uite așa stătea, era pe Grigore Alexandrescu, doamna, deci stătea în continuu, uite așa, chiar am și fotografia cu dânsa, stătea în continuu așa și zice, mamă, mă rog pentru tine în fiecare seară să fii primar. Și eu a zis, Doamne, nu vă mai rugați, asta le spun la toți oamenii, nu vă mai rugați pentru mine, rugați-vă să fie bine pentru Câmpul Lung, atât. Și da. Deci e o atmosferă foarte, foarte emoționantă și eu vă spun, asta pe mine mă mână în luptă. Eu nu o să obosesc. Cred că am slăbit vreo 8 kg, cam așa, dar mă duc, v-am zis, sunt tank înainte. Veți elimina această discrepanță între cartierele Câmpul Lungului? Da. De exemplu, sunt cartiere izolate, cartiere, da, care nu au nimic și exact, cartiere favorizate la un om. Voi face lucrul ăsta și pentru cei care sunt curioși să intre și pe site-ul elenalasconiprimar.ro, acolo
am câteva idei, dar am și în această broșură. Da. Eu vreau să dezvoltăm acest oraș ca un oraș al cartierelor. Aveți și un slogan destul de frumos, da? Stradă cu stradă schimbăm Câmpul Lung. Păi nu despre asta e? Despre asta este. Și care... stradă cu stradă schimbăm România, că da. În felul ăsta facem. Eu m-am gândit așa, pentru că v-am spus, mie îmi plac oamenii foarte mult și tot ce fac am făcut consultarea oamenilor, inclusiv de la a face acest program, ducându-mă pe toate străzile și întrebându-i pe oameni, domne, care e buba? Ce te doare concret în locul în care trăiești? Și în funcție de răspunsuri eu am construit acest program. Nu așa am zis, mamă, ce bine sună. Nu. Deci, pur și simplu în funcție de nevoile oamenilor. Și eu m-am gândit să construim orașul, practic, ca un oraș al cartierelor. Pentru că fiecare cartier are câte o personalitate a lui, dar există și multe locuri, de exemplu Valea Bărbușii unde stau eu, e considerat cartier practic, da. E o stradă. E o stradă. E, există, de exemplu, Vișoiu este un cartier mare, Gruiu este un cartier mare, eu cred că acolo avem nevoie de mai mulți reprezentanți, aș vrea să am reprezentanți din fiecare cartier cu care să discut de fiecare dată, nu așa o dată în anul electoral, ca să dea bine la public. Să discut de fiecare dată, atunci când se discută bugetul și când apucăm să scriem proiecte europene. De ce? Ca să răspundem concret la nevoile oamenilor, că despre asta e vorba. De ce vreau să fac eu nu știu ce, să zic, să fac o pistă de avioane sau heliport, dacă omul are o problemă cu podețul și cu strada lui, dacă nu există canalizare, incredibil. Deci noi suntem în 2020, suntem înconjurați de comune care au toate aceste utilități. Da. Iar la noi este evul mediu aproape. La mine pe stradă, după ce am fost 14 ani în audiențe și la Călin Andrei și la Liviu Țiroiu, cu armată de oameni de pe stradă, și am rugat să ne bage apă, pentru că era o reală problemă. În luna august se cau toate puțurile. Și era o reală problemă să te duci cu bidonul în municipiu și au băgat apă doar când a scris în Libertatea că s-ar putea să candidez la primăria Câmpul Lung. Este incredibil. Să înțeleg că strada pe care stați va determina să candidați la primăria Câmpul Lung. Și strada asta m-a înfuriat. Vă dați seama. Nu, cel mai tare, vă spun, politica PSD m-a înfuriat. Liviu Dragnea, aia a fost decizia când am pus mâna pe telefon și am zis gata. Am hotărât, mă implic. Dacă până atunci era așa, ai zis că hai să facem ceva. Mai mult decât atât. Eu am fost la toate protestele, la 10 august, când au dat cu gaze pe noi, la Colectiv, la Roșia Montană, Ordonanța 13. Mie mi-a murit o colegă și o prietenă la Colectiv. Am lucrat în ultima perioadă cu un coleg care este desfigurat de ceea ce s-a întâmplat la Colectiv. Toate lucrurile astea poate că unii le uită. Eu nu pot să le uit. Pentru că eu am... Corect. Am trecut prin foarte multe etape din astea tragice, aș putea să spun. Pentru că nu mi-a fost ușor să mă uit în ochii mamei, colegei mele, să-i văd atâta suferință. Am încercat să mă pun în locul ei. Deci e absolut incredibil. Și nesimțirea asta a autorității față de oameni. Asta m-a revoltat foarte mult și am zis, domnule, hai să ies din bula asta mea cu colegii mei, cu prietenii mei, cu familia mea și să încerc să fac ceva concret. Pentru că eu asta îmi doresc, să fiu un exemplu pentru toți cei care se uită acum la noi și dacă pot să facă și vor să facă ceva pentru orașul pe care îl iubesc, să se ridice și să facă. Pentru că altfel vom avea parte de aceleași personaje, unele dintre ele hidoase, pe scena politică din România. Deci, dacă... Eu nu-mi doresc să ies la pensie de la primărie, să ne înțelegem. Deși dacă o să ajung primar, credeți că tot ce ați cuprins aici în această broșură voi duce la capăt în 4 ani? Nu, voi duce la capăt în 2 mandate, 100%. Dar sunt foarte multe lucruri pe care le voi duce la capăt în 4 ani. Și acolo am spus lucrurile, de ce spun 8? Pentru că acolo e vorba de lucrări mari de infrastructură, nu de povești. Pentru că atunci când ne apucăm să facem străzile, să ne apucăm să facem tot ce e de desubt ca lumea.
În momentul de față, știți foarte bine că există în Câmpul Lung conducte de apă vechi de 102 ani în care se bat cepuri când se mai sparg, da? Mai mult decât atât, poate că nu știați că există conducte de azbociment care conform normelor europene trebuie să fie, da, și trebuie să fie schimbate de acolo. E, lucrurile astea trebuie să le facem cu cap. Pentru că noi trebuie să ne gândim ca să vedem în viitor, să fim vizionari, domnule, cam cu cât o să crească populația Câmpul Lungului, ca să știu ce fel de conductă să iau, să nu iau topa aia foarte îngustă care a fost gândită pentru acum 100 de ani. Da? Deci noi trebuie să ne gândim înspre viitor. Asta este un lucru pe care le lipsește foarte multora care conduc instituțiile, mai ales cele de stat. Viziunea. Unde vrei să ajungi? Are asta e vorba. Candidatul Elena Lasconi un plan pe termen lung? Cum vezi dezvoltarea acestui oraș? O să îți spun imediat. În planul mare mă refer. Am înțeles. Deci eu văd trei capitole mari și late, trei direcții de dezvoltare. Unul, reconstrucția Câmpul Lungului, în special prin fonduri europene, și de aceea am spus 8 ani. Pentru că s-ar putea face foarte multe și în 4. Pentru că la accesarea fondurilor europene pentru lucrări mari de infrastructură, aprobările, adică până te vezi tu cu ei în cont, durează cam 2-3 ani. Să vă spun și altceva. Eu am avut aici invitați, nu numai acum, și acum 4 ani, mulți candidați. Și toți care veneau aici îmi spuneau: aducem fonduri europene. Eu n-am văzut niciun fond european până. Nu, pentru că nu se poate fura. Din fondurile europene nu se poate fura, pentru că dacă tu aplici pentru fonduri europene și vrei să asfaltezi o stradă, ăla vine și îți măsoară dacă este exact dimensiunea care trebuie, nu bătaia de joc care se întâmplă acum și cârpeala. Îți ia din asfalt și se duce și îți face analiză să vadă dacă tu ai respectat rețeta. Așa se întâmplă. Și pentru că nu se poate fura din fonduri europene, nu se accesează. Au fost făcute proiecte care nu au trecut. Da, au fost făcute proiecte pentru a câștiga electorat. Dar aveți în spate o echipă care să facă aceste proiecte? O să fie, da, am oameni foarte bine pregătiți pe chestiunea asta pe fonduri europene, dar eu vreau să angajăm prin concurs și să știți că există mulți câmpulungeni care scriu proiecte europene pe la Pitești, prin alte țări și așa, și ar vrea să se întoarcă aici și o să fac un concurs pe bune, nu pe bază de pliculeți, cum se întâmplă acum, în care să angajăm o echipă de profesioniști pe accesare de fonduri europene. Asta e foarte important. Deci echipa asta trebuie să fie beton. Și atunci nu pot, eu îmi doresc ca tot ce fac să fac prin concurs. Pentru că mie așa îmi place să lucrez. Eu 25 de ani am lucrat acolo unde se cerea excelență. Vreți să spuneți că până acum s-a făcut prin concurs? Angajarea? Nu, este o rușine ce s-a întâmplat în Câmpul Lung și știm foarte bine. Haide să nu ne mai ascundem după deget. A fost o întrebare retorică. Deci șpaga este regină și nepotismele și incompetența și toate lucrurile astea. Știți foarte bine, nu are niciun sens să ne ascundem după deget. Și cum considerați că aparatul primăriei acum este foarte încărcat? Este foarte încărcat. Haideți să vă zic că nu v-am terminat, v-ați întrebat de direcțiile de dezvoltare. Direcția de dezvoltare numărul 1, reconstrucția Câmpul Lungului, în special prin atragere de fonduri europene, atragerea de investitori, pentru că aici este o reală problemă cu locurile de muncă și asta dezvoltarea, o să discutăm pe larg, da. Și dezvoltarea turismului. La dezvoltarea turismului îmi doresc să ajungem cu Câmpul Lungul la ca stațiune turistică de interes național. Deci cu alte cuvinte să ne întoarcem acum 100 de ani. Să ne întoarcem exact acum 100 de ani, dar conectați la secolul în care trăim totuși. Așa. Da. Vorbeam despre dezvoltarea turismului, o să revenim și o să detaliem puțin. Și despre cum vă se pare, asta vreau să vă întreb, aparatul primăriei administrativ astăzi? Gândiți-vă așa. Că, știți de ce vă întreb? Pentru că eu, ca simplu cetățean, mă duc la primărie și trebuie să pierd o zi întreagă ca să-mi plătesc două taxe. Da, știu. Este o rușine ce se întâmplă. Ideea este următoarea. Asta e un lucru care se poate face repede. Apropo de lucrurile care se fac repede, mai puțin repede și mai greu. Eu vă spun cu mâna pe inimă. Dacă sunt oameni în primărie, când voi ajunge eu primar, de bună credință, competenți și care, foarte important, nu-și bat joc de Câmpul Lungeni, nu se uită urât atunci când vin să-și plătească taxele, de parcă adică i-a jurat de mamă. Nu știi? Te mai duci să mai plătești când îi vezi figura. Așa, în mine o să găsească un partener. Dacă nu,
în mine nu o să găsească un partener. Pentru că acest oraș, știți cum e vorba aia, că peștele de la cap se împute? Corect. Acolo trebuie să avem profesioniști. Și este foarte adevărat că în momentul în care nu o să-și mai găsească locul mulți, în momentul în care vom face și digitalizarea. Pentru că ăsta este viitorul. Iar această pandemie, COVID-ul, ne-a demonstrat foarte bine că o grămadă de lucruri pot să funcționeze cu instituțiile de stat foarte repede online. Da? Corect. Nu trebuie să ne călcăm în picioare și să mergem acolo și să fim umiliți și scoți și afară, ba că doamna are masa, deși nu e anunțată nicio oră, ba că nu știu care, nu știu ce face și lucruri de genul ăsta. Nu. Cum veți prioritiza bugetul? De exemplu, eu vă spun acum că 50% din bugetul local este cheltuit pe salarii. Da, păi da, tocmai pentru că sunt foarte mulți angajați, că asta vreau să vă spun, că în momentul de față, primăria și cu societățile din subordine au mai mulți angajați decât cei de la Oradea și decât suntem noi mai mici decât Oradea. Este ceva absolut incredibil. În urmă cu 20 de ani, primăria asta funcționa cu 33 de oameni și orașul arăta mai bine în urmă cu 20 de ani. Da. Acum sunt deja peste 145 numai în primărie și depășesc vreo 540 ceva cu totul, cu toate societățile și așa. Este ceva strigător la cer. Mai mult decât atât, există, am văzut o chestie pe care mie îmi place foarte mult. Sunt 60 de angajați la sere. Mă, dar n-am văzut o floare ca lumea în orașul ăsta. Deci trandafirii aia cred că sunt din anii 80 pe mijlocul bulevardului. Dar după mine unul ca... societate, că seara este o societate la urma urmei, da, o societate care aparține primăriei sau ADP-ul care aparține primăriei, în mod normal n-ar trebui să aibă un peisagist? N-ar trebui să aibă un specialist în horticultură? Ar trebui, dar n-ar trebui să vedem niște flori în oraș? Păi dacă nu avem specialiști, ce vreau să vedem? Păi nu știu, eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că totuși avem o seră. Eu sunt curioasă unde deci, se duc avem, florile din serele respective. Păi cum, unde se duc? La zilele Câmpul Lungului. A, la zilele Câmpul Lungului, eu cred că, tind să cred că în casele multora dintre cei care... N-am vrut să fiu aici prea dur, dar probabil că acolo se duc. Dar eu nu pot să înțeleg cum poți să ții un asemenea departament fără să ai specialiști. Adică, cu zilier, tu vrei să înfrumusețezi orașul? Dom'le, dacă se poate, nu vedeți? Se poate se și vede. Așa. Nu avem flori, dar nici n-avem... măcar nu are rost să... Eu cred că nu mai are rost să spunem ce s-a întâmplat, că îl vede toată lumea. Corect, Dom'le, ei atât au putut. Despre asta e vorba. Atât au putut. Atât au putut sau t-au furat? Atât au putut. Bun. Cu totul. Deci, ei mai mult de atât n-au cum. Da. N-ai cum să ceri de la ei. Haideți să încercăm acum să ne mobilizăm și să facem lucrurile ca lumea, ca la carte, cu profesioniști, cu să ne simțim bine când mergem la primăria aia, să te aștepte cineva cu zâmbetul pe buze când intri în primărie, pentru că ăla este plătit din banii tăi. Asta trebuie să înțeleagă și cetățenii. Hai să ne apucăm să facem treabă, hai să-i ascultăm pe oameni, hai să ieșim să vorbim mai mult cu el. Eu am spus, și să știți că nu e o glumă, eu o să fiu de găsit mai mult pe străzi decât la birou, asta unul la mână, doi la mână, în unele zone unde sunt probleme foarte grave, cum sunt la blocurile uzinei și așa, o să îmi iau o masă pliantă, un scaun și oamenii din jurul meu, ca să vedem cum rezolvăm acolo problemele și o să stăm acolo câte zile o să trebuiască în aer liber cu ei, da? Cum o să ne permită și vremea și o să facem niște lucruri. Eu știu că pare SF acum, dar normalitate. Nu pare SF. Eu mă întreb dacă veți face lucrurile acestea, cine mai aduce bani în Câmpul Lung? Stai puțin, că primarul nu este ăla care execută totul. Primarul este cel cu viziunea. El se înconjoară de oameni profesioniști care fiecare știe foarte bine felia lui. Despre asta e vorba. O să fie și un city manager la primărie, care e foarte important. Deci primarul trebuie să știe unde vrea să ajungă cu Câmpul Lungu și să angajeze în jurul lui oameni capabili, adică, care să facă asta. Vreți să spuneți că organigrama actuală a aparatului administrativ nu este suficientă sau nu este bine făcută? Nu, nu este bine făcută, nu că nu e suficientă. Ea este arhi-suficientă. Suficient de bine făcută. Da, ea este făcută pentru niște băieți deștepți. Da, nu? Exact. Despre asta e vorba. Bun, și să înțeleg că toate aceste compartimente vor fi reorganizate, da. Vor fi angajați, evaluate și evaluați. Aduși oameni care
da, să facă treabă. Oameni capabili, bineînțeles. Am înțeles, am înțeles. Păi dumneavoastră vă doriți când vă duceți la primărie să fiți așa, să vă aștepte cineva așa și nu, să mai pună pe drumul vreo 2-3 zile și să nu, mai veniți peste nu știu câte săptămâni? Eu mi-aleg o oră în care știu că personalul că este bine dispus. Că dacă mă duc peste ora respectivă, s-ar putea să nu mai fie. Da, e ok. Da. E bine. Asta înseamnă. De ce ați ales să mergeți cu această alianță USR Plus? Pentru că eu atunci când am fost la proteste, cei care s-au dat jos de pe scaunele lor de parlamentari au fost deputați, parlamentari USR. De asemenea, sunt foarte bună prietenă și cu Vlad Voiculescu, care a lucrat mulți ani pe ONG-ul acela, pe Magic Camp, când era chiar la început, și am ajutat foarte mult copiii lași și bolnavi de cancer și am făcut o grămadă de acțiuni foarte frumoase pentru ei. Și pentru că este singurul partid care mă lasă să fac ce-mi doresc eu, fără să mi se traseze direcții de la București, de la Pitești, de oriunde. Adică echipa pe care o avem aici la Ați ales-o? Cum? Nu am ales-o, ei au venit lângă mine. Ei au venit. Bineînțeles. Deci în momentul în care s-a zvonit că o să candidez și așa, au venit din ce în ce mai mulți oameni. Eu sunt absolut sigur că o să vină și mai mulți, pentru că sunt foarte mulți la cărora le este frică, pentru că frica este ceva ce am văzut că se regăsește aproape la fiecare om. Și nu e o chestiune ieșită din comun, pentru că în toată lumea se întâmplă lucrul ăsta. De ce? Vezi că nevastă-mea lucrează la primărie sau la spital sau nu știu unde și nu pot și nu știu ce. Am avut un coleg, de exemplu, care a venit aproape plângând la birou să ne spună să îl scoatem de pe lista de consilieri, pentru că șeful l-a chemat să șteargă toate postările cu mine și atunci s-a gândit că o să aibă probleme și mai mari, pentru că altfel o să-l dea afară pentru postări, nici măcar nu știa de lista de consilieri, pentru, și știe că asta a mai pățit și un coleg de-al lui. Și de asemenea, acel șef în 2016 i-a obligat pe angajați să voteze cu PSD și să pozeze buletinul de vot ca dovadă și să-i trimită, că altfel își pierd locurile de muncă. Așa se procedează, așa se face politică, dragi câmpulungeni, la câmpul lung. Și în asemenea condiții, dumneavoastră vă încăpățânați să câștigați primăria. Tocmai de aceea vă rog să ieșiți la vot, pentru că este foarte important. Acum este despre alegerea voastră la primărie. Credeți-mă! Bun, am văzut aici și chiar am rămas uimit niște oameni care au studii în afară, sunt profesioniști, conduc afaceri. E adevărat, dar sunt oameni tineri. Și oameni până în 45 de ani, majoritatea. Exact. Da? Da. Și pe care să-i cunoașteți, pentru că o să-i cunoaștem, da, vor fi aici în studioul nostru. Mă întreb, viziunea lor despre câmpul lung este împărtășită cu a dumneavoastră? Da. Ei tot așa văd lucrurile, da, sau domnule, văd altfel? Deci, nu, ei văd așa lucrurile. Imaginați-vă că noi acolo ne-am sudat având același, cum să zic, același scop. Deci noi când povestim vorbim aceeași limbă, să ne înțelegem, deci noi nu vorbim alte limbi acolo. Și să vă mai zic un lucru, tot ce s-a întâmplat în USR Câmpul Lung s-a întâmplat super democratic, în sensul că eu nu am venit ca o păpușă de la București și m-am proțăpit la USR Câmpul Lung, nu! Am trecut prin toate etapele, prin interviu, prin așa, prin vot. Hai să vedem dacă suntem de acord să intre. Ok. După care am avut alegeri pentru președinte și m-au ales pe mine. După care lista de consilieri. Noi n-am făcut-o cu pixul, cum au făcut-o toți. Știți foarte bine. Da, deci nu, da. N-a fost nimeni cu alegeri aici. Deci toți s-au proțăpit acolo și și-au pus cu pixul, care cum au vrut. La noi nu e așa. E incomod să intri în USR, pentru că aici se respectă statutul, aici se respectă niște reguli și aici se merge pe vot.
nu pe povești, pe hai să facem o... un aranjament. Un aranjament, o treabă, nu știu ce, treabă, mă da. Retrag, eu mă bag eu așa, dar mie ce-mi iese, nu știu ce. Astea sunt niște chestii mici, pentru oameni mici. După cum se vede, cam... sau cred că toți dintre ei sunt oameni aranjați, oameni cu... da. Familie, oameni care nu mai au nevoie să zică, mă, păi stai așa, lasă-mă pe mine că nu, deci, tu ești... Deci oamenii ăștia chiar sunt niște oameni care, majoritatea dintre ei nu au lucrat la stat, nu cam ceva cu lucratul la stat, dar sunt oameni care și-au câștigat greu, adică în firme multinaționale, în firme ca lumea, în care trebuie să dai performanță, chiar oameni nu care reușești. Au făcut proiecte și care exact. Au pus în practică. Și sunt oameni care au casa lor, au o mașină, au ce le trebuie. Adică noi toți... Cât de corupți sunt? Sau de, cât pot fi ei de corupți sau nu pot fi nu corupți? Știu. În, de exemplu, de exemplu, eu dacă... nu pot să fiu. Păi nu, asta nu vorbesc, vorbesc de... Că, de exemplu, dacă ar veni, să zicem, un potențial candidat și a spune, mă, uite, tu ești pe locul, nu știu, 13, da? Vino la mine că te pun pe locul 3 sau îți dau un post în primărie. Nu știu, domnule, habar n-am. Așa se mai fac. Poate că așa se face. Acum oricum nu mai poate să se retragă pentru mă că rog, e dar deja registrat. Dar poate să-i promite un post știu unde, da? Am înțeles. Eu nu știu să vă spun lucrurile astea. Eu pot să vă spun despre mine. Cum îi văd pe colegii mei, ei acum sunt foarte ok. Dar eu nu am cum să garantez nu știu ce pentru nu știu cine. Că vedeți și noastră că foamea e mare, se vehiculează o grămadă de bani. Nu știu care e treaba, dar în ceea ce mă privește pe mine, pot să vă spun că mă duc până în pânzăreabă. Bunica mea m-a învățat. Zice Valic, pe mine mă cheamă și Valerica. Zice, Vali, mamă, să dormi cu cămașa fericitului pe tine. Asta. Deci mie mi-a rămas chestia asta în cap. Plus că o femeie, să știți că nu este atât de tentată la mânării. Scuzați-mă că nu vreau să jignesc într-un fel. Doamne ferește. Cum este un bărbat, pentru că femeia este de casă, este cu copilul, este cu familia. Adică ea se gândește că libertatea este foarte importantă. Deci despre ce vorbim? Din punctul meu de vedere, pe mine, dacă o să vină cineva cu pliculeț la mine, o să aibă o surpriză extrem de neplăcută. Adică să stea pe banca, în banca lor, mai bine, zic. Da, bine că le-ați transmis dacă, acest mesaj, da, că dacă, să știe. Dacă le prisosesc niște bani, deci dacă vă prisosesc niște bani, vă dau o bucată de rond de, din centrul orașului sau dintre blocuri și faceți acolo, vă ocupați 10 ani de zile de zona verde, dacă nu aveți ce să faceți cu banii și... Nu mai știți cum. Și vreți să investiți undeva. Da, vreți să investiți, atunci duceți-vă la spații verzi între blocuri. Da. Ce veți face, să zicem, prima dată când ajungeți la primărie? Pentru că, primul lucru, cred că trebuie să dau cu niște apă sfințită și cu niște tămâie pe acolo. Nu, glumesc. Păi în primul și în primul rând mă apuc la prima oră a dimineții, adică sper că pe 28... Mă duc acolo de la 6 dimineața. Deci fiți atenți, de ce de la 6? Da, mă duc acolo, văd tot ce se petrece. Vorbesc cu toată lumea, da. Și ne apucăm de treabă. Ce să facem? Din prima zi. Păi dar ce să... Vreți să petrec în prima zi? Păi sau nu, 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 nu vreau să petreceți, dar după o campanie obositoare mai puteți să mai... Deci, în prima zi să după mai o campanie obositoare, dacă o să câștig și feeling-ul meu este că o să ne ajute Dumnezeu de data asta și o să ajung primar, pentru că sunt cu forța câmpul lungului aici, cu câmpul lungenii alături de mine, eu în ziua aia o să țin post. În semn de mulțumire pentru că e am și mâna lui Dumnezeu. Deci eu vă zic clar. Nu că sunt eu, nu știu ce, bistericoasă. Țin și eu cât un post, mă duc la biserică și așa. Dar nu sunt nu frecventez în fiecare zi biserica. Dar în ziua aia, eu vă spun foarte clar, eu m-am și rugat foarte mult înainte de a intra și a face schimbarea asta majoră în viața mea. E o schimbare majoră, pentru că v-am explicat că dacă în urmă cu un an jumate m-ați fi spus că o să intru în politică, vă ziceam să... Să ne vedem, să-mi vădă drum. Da. Și să știți că m-a rugat foarte mult. Doamne, ajută-mă să... Dă-mi un semn, să văd dacă asta e calea, dacă așa, asta trebuie să fac. Adică e... Sunteți genul de om care, dacă a venit la primărie, va renunța la ceea ce s-a început până acum sau veți continua? Dacă sunt proiecte ok, voi continua. Dar proiectul ăsta care vor să-l înceapă pe bulevard este o rușine. Cum îl vedeți?
De exemplu, piața, eu care nu sunt arhitect, da? Dar oricum, da, nu contează ce zic eu acum, pentru că aș fi lucrat cu un arhitect, ca lumea, și cu un urbanist, și cu, adică sunt niște lucruri diferite. În primul și în primul rând, Câmpul Lung, ce știm noi despre Câmpul Lung? Câmpul Lung este un oraș istoric, da, cu de munte, așa. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce e cu mizeria aia de compozit, care l-au băgat pe gât căci că ar fi granit, dar el este un compozit made in China, plăcile alea, da, din piața primăriei. Când noi am avut atâta și încă avem atâta piatră cubică din granit. Piatra de albej, vă referi, nu? Sau piatra cubică. Piatra cubică, da, aia, cu patină, cu tot ce trebuie. Asta a fost scoasă și iar a fost dusă prin curțile cuiva și unele dintre ele au fost vândute și prin Franța. Nu, iar peste altele s-a turnat exact, dacă asfalt. Dai asfaltul la o parte, ajungi, exact, la piatra cubică. Da, știu foarte bine că și acum am văzut acolo în zona aia pe Drăcești. Da, iar, da. E deci tot centru așa era. Da, o nenorocire. Acolo, da. Și aș fi văzut piatră cubică. Aș fi văzut să pui în valoare lemnul iar, adică ar trebui să punem în valoare toate elementele naturale. Asta este foarte, foarte important. Și piatra cubică ar fi fost și foarte rezistentă și nu ar fi fost problemă să organizezi tot felul de evenimente în piață. Acum, ascultați-mă ce vă spun, dacă piatra asta, compozitul ăsta, da, dacă va rezista 3 ani, eu nu știu. Ce vreți? Vă dau salariu pe un salariu de la primărie, da? Salariul meu pe luna aia. Dacă aia durează vedeți mai mult că am mai de făcut 3. Un pariu cu un primar, că a zis că nu mai candidează și acum candidează și l-a pierdut. A, așa ok, că... bun. Nu, dar da, aia este ceva rușinos. Fântâna arteziană este de, nu știu, în topul celor mai rușinoase, deci noi... lucrări ever... în România. Da, nici mie nu mi-a plăcut. Deci fântâna arteziană a fost, ea era gândită inițial să aibă jetul până sus, nu? Dar dacă se ridică de aici, inundă chioșcul de ziare. Ea e așa, până aici. Cu toate astea, dumneavoastră ați văzut că există copilași, există oameni care se duc acolo, că e singura distracție pe care o ai. Mi se pare incredibil. Adică, dacă vrei să-ți petrești timpul liber la Câmpul Lung, vorbesc despre Câmpul Lung, nu despre turiștii care turiști, trec prin, da, Câmpul Lung, sâmbătă te duci în Kaufland, da, sau duminica, și dacă nu te duci acolo la țâșnitoarele vieții, și te răcorești cu picioarele, da, în apă, te nu? Răcorești sau nu te răcorești, sau te miri, nu știu ce faci, e, da, e dureros. Da. Pentru că în râul Târgului n-ai curaj să intri cu picioarele, că s-ar putea să, nu, să capezi nu știu ce boală. Nu, Doamne, e corect. Ferește, Doamne nu. Ferește, da. Deci nu sunteți de acord cu proiectul care se derulează acum, cu proiectul, cu ceea ce se face acum în centru. Mi se pare că eu... Și cum îl veți schimba? Că, nu știu, veți face? În momentul ăsta, credeți-mă, nu am nici cea mai vagă idee în secunda asta în care dumneavoastră mă întrebați. Dar eu ce vă garantez este că atunci când ne vom apuca să facem ceva sau să continuăm ceva, va fi un lucru făcut ca lumea. Deci atât, cu profesioniști. Asta vă voi spune. Eu nu le știu pe toate și nici nu vreau să mă bat cu pumnul în piept că le știu pe toate, așa cum fac foarte mulți. Eu nici măcar nu am discurs de om politic. Deci eu sunt un om normal, un om obișnuit, dar un om de bine, căruia îi plac oamenii și care se înconjoară. Toată viața mea am fost un lider. Tot timpul am înconjurat de oameni. Am înțeles. Tot timpul am avut magnet pentru oameni ca lumea în jurul. Ce considerați că un primar trebuie să fie un gospodar sau un manager? Un bun manager? Nu, un trebuie să fie un vizionar. Un vizionar în primul, da, rând. Da, dumneavoastră gândiți-vă la următorul lucru. Avem o mare problemă și poate că pe mulți nu interesează cu planul urbanistic general. Pe care nu-l avem. Pe care nu-l avem, da. Da. Dar care e foarte important pentru că în funcție de ăsta se construiește, nu se construiește. E foarte important. E un fel de lege. Corect. Pentru orașul respectiv. Prin 1800 și ceva a fost un, nu mai țin minte cum îl chema, un primar în Barcelona care a avut o viziune. Toată lumea a râs de el. S-a gândit el cam cum va arăta Barcelona și a făcut un plan urbanistic general care din 1800 nu știu cât se respectă și azi în 2020, în proporție de peste 90%. Deci el a văzut inclusiv Sagrada Familia, cam cum o să se crească numărul de locuitori, cum să fie toată țevăraia, cum să fie aia, cum să fie ailaltă. Deci omul ăla a avut o viziune. Despre asta este vorba.
Deci eu cred că omul trebuie să fie vizionar. Apoi, foarte important, să fie iubitor de oameni, să înțeleagă pe oameni, să îi simtă pe oameni și să facă o gospodăreală simplă, că nu e atât de greu, nu inventăm noi roata. Au făcut-o și alții, nu trebuie să venim noi cu niște idei extraordinare. Dar, fraților, se poate face curățenie, repede, pe străzi. Acum este mizerie peste tot. Așa am crezut și noi, dar se vede că nu. Se poate face curățenie. E un lucru simplu, care nu durează. Nu e vorba de a băga nu știu câți kilometri de țavă de gaz. E vorba de curățenie, da? Nu știu, acum 30 de ani orașul arăta mult mai curat. Era foarte curat. Acum de ce nu se mai poate? Că avem o armată de oameni. Da, avem utilaje. Avem... Și avem, da, am vorbit cu cineva tot așa din toate plimbările astea pe teren, am vorbit cu cineva care lucrează la ADP și mi-a zis că de fapt, indiferent câte locuri sunt acolo la ADP, sunt 18 oameni care lucrează în tot câmpul lungul. Și restul ce fac? Iau salarii. Ah, interesant. Este interesant. Da. Da. Mi s-a părut și mie incredibil cum să acoperi cu 18 oameni tot câmpul lung e iarăși se vede. E practic imposibil. Da, n-ai se cum. Vede cu ochiul liber. N-ai cum să faci acest arată treaba. Acest lucru. Deci în primul rând să înțeleg ordine, da? Nu, asta intră în reconstrucția câmpul lungului. Cam 10 subcapitole acolo. Nu. Ordine. Da, ordine. Curățenie la curățenie propriu și la figurat. Și la figurat. Dar am nevoie ordine, disciplină, pentru asta. Că văd că sunteți un om care impuneți această disciplină. Dar știți care e treaba? Disciplina, știți ce înseamnă? Să nu spuneți că înseamnă prietenie, că înseamnă... Nu, regulile de circulație au fost inventate ca să ajute circulația. Normal. Nu ca să o încurce. Normal. Când vorbesc de disciplină, mă gândesc așa. Băi, trebuie să-ți faci treaba. Eu așa am funcționat. Mi-am terminat treaba, am început ceva și am dus la bun sfârșit. Despre asta este vorba. Dar cei care vor fi în primărie și vor lucra cu mine, o să fie cei mai fericiți oameni, cei mai fericiți angajați din câmpul lung. Credeți-mă, știți de ce? Aș vrea să văd un angajat la primărie fericit. Știți de ce? Pentru că o să aibă condiții mult mai bune de lucru, unul la mână, doi la mână, în mine o să vadă un coleg. Deci o să fiu un coleg, nu o să fiu un șef. Da? E foarte important. Și să vedeți cum sunt eu atunci când țin la o echipă. Să mă vedeți pe mine. Cum mă comport. De-abia aștept. Da. De-abia aștept să vă văd, deci, cum vă comportați. Sunt, pentru că, sunt absolut convinsă că o să fie foarte bine. Dar focusul acum trebuie să meargă pe cum ajungem la primărie. Cum ajungem la primărie? Cu mașina? Cu ajutor, pe jos? Cu ajutorul câmpul ungenilor. Cu ajutorul câmpul ungenilor, așa este, da. Dar scopul este cum să ajungem la primărie. Aveți dreptate. Am văzut, așa cum spuneam mai devreme, că sunteți un om activ, un om... aveți stofă de lider. Știți la ce m-am gândit când m-am întâlnit, când am venit la emisiune cu dumneavoastră? Am avut așa în cap... ați văzut tabloul acela cu femeia revoluționară, Revoluția franceză cu steagul. Am zis, măi, să știi că pe undeva e o asemănare bună. Așa. Ioana Dark. Da, nu Ioana Dark, nu. Dar și Ioana Dark. Da, vorbeam de Revoluția franceză. Dom'le, da. Pe mine toți băieții ăștia m-au cam subestimat. Care băieți? PSD, PNL, știu eu mai care. Acum nu sunt femei sau ce? Sunt puține, dar și oricum nu prea sunt lăsate să ridice capul pe acolo. Ideea este că oamenii ăștia m-au subestimat foarte mult. S-au gândit atunci când au auzit de mine, bineînțeles că s-au distrat copios. Vine vedeta, vine prezentatoarea, vine aia, nu știu ce. Ei s-au gândit la mine că eu sunt o prințesă coborâtă de undeva din fața prompterului și aterizată la câmpul lung, care are și ea o fiță să fie primar. Așa s-au gândit ei, eu vă spun clar. Da, da. Ei nu s-au gândit că eu sunt un om de teren. Eu am fost doar cu oamenii, deci așa, am făcut o grămadă de lucruri bune pentru români și pentru țara asta, că sunt exagerat de româncă și îmi place să zic că sunt româncă oriunde mă duc în lumea asta. Și acum le-a dat realitatea în cap grav, că a văzut că blonda asta nu e nicio fraieră, nu e nicio cititoare de prompter. Este un om de acțiune, este un om care înțelege ce vorbește acolo și este un om după care, pe care trebuie să-l luăm copy-paste, că așa au făcut,
în toate acțiunile pe care le face, că ei nu pot să fie originali, domnule. Deci, dacă eu mă duc pe strada, nu știu, Târgoviștei și anunț că mă duc pe strada Târgoviștei, pe lângă faptul că mă urmărește primarul actual al Câmpul Lungului. Aveți și urmăritori, da. Stați așa, știți cine e primarul actual? Șoferul primarului. Nu, că și el e primar. Și el este primar. Pe lângă faptul că mă urmărește unul și altul și trimite poliția locală după mine să vadă care e treaba. Nu m-a amendat poliția locală? Nu m-a amendat, nu, dar cred că se uitau, abia așteptau să vadă dacă poate are cineva, n-are o mănușă sau ceva, știi? Dar eu respect regulile cu strictețe, așa că poate să vină până nu mai pot. Și pe lângă asta, orice fac eu, imediat, dacă m-am dus astăzi pe Târgoviște, mâine vezi poze cu celălalt sau cu altul care e tot acolo. Dacă, deci e ceva absolut incredibil. Și vă spun un lucru, pe mine nu m-a învățat nimeni să fac lucrurile astea. Eu le fac că simt. Eu asta simt, adică eu simt să mă duc să vorbesc cu oamenii. Pentru mine este un disconfort. Să nu spuneți că nu știați lucrurile acestea făcând atâtea campanii la televiziune. Păi dar nu am făcut campanii, eu am participat la live-uri acolo în timp ce erau alegerile. În rest, e un flair pe care îl am. E adevărat că vezi și sunt și un om citit, adică nu, chiar așa, și asta vă ziceam, că m-au cam subestimat și acum ghinion, ce să facem? A venit asta și e și capabile, nasol, ne cam încurcă lucrurile. Oare ce o să găsească acolo la primărie? Stai să facem tot ce putem, să ne unim forțele cumva, să ne dăm mâinile pe sumasă, să facem tot ce putem ca să nu ajungă acolo. Că nu e bine să afle. Dar ați încercat să vorbiți sau ați vorbit cu cei din primărie, cu angajați de acolo? Ce să vorbești, domnule? Mie mi-a luat, când m-am dus acolo, după ce am făcut acțiunea cu incineratorul ăla, nenorocirea de incinerator, da. Mi-au dat amendă chipurile. I-a luat doamnei de acolo. Hai, care... Eu consider că nu toți din primărie sunt de felul celor care vin să dea amendă. Dar eu vă dați seama că eu o să-i cunosc pe oamenii ăștia și o să văd care e om de bună credință, care știe, care nu știe și așa mai departe. Și nu o să probabil fac că sunt oameni acolo care, da, e... Sunt oameni care trebuie să stea în banca lor și să-și vadă de treabă, că așa li s-a spus, așa li s-a comunicat. Da. Dar ei au alte simpatii, nu neapărat că e primarul care este acum în funcțiune. Dar stați așa, că eu mă duc acum acolo și mă apuc să... iau la omor pe toată lumea. Niciun caz. Nici n-ar fi, deci, cum să spun, logic. Logic să vezi. Nu o să fac chestia asta, s-a liniștit. Deci chiar sunt un om foarte rațional și o să mă... Vedeți cum reacționez în momentele extrem de critice, pentru că îmi păstrez calmul, știu, nu reacționez așa. Nu sunteți un om impulsiv. Nu sunt așa impulsiv. Și nu, adică dacă eu am de făcut un lucru important, nu am cum să-mi pierd focusul. Și asta am văzut-o de foarte multe ori în viața mea. De la a scăpa așa în ultima fracțiune de secundă de un accident nasol, de tot felul de lucruri. Uite, și asta e o pasiune de-a mea, îmi place să conduc de nu mai pot. Da? Conduc de la 18 ani, este relaxarea mea, să conduc și să ascult muzică, muzica ce îmi place, să ascult Dire Straits și să conduc, îmi place maxim. Acum, făcând o glumă, veți fi pe străzile Câmpul Lung, veți fi primar în mașină, conducând... S-ar putea cu bicicleta. Cu bicicleta, nu? Păi vă da. Place să mergeți și cu bicicleta. Dar n-avem piste de bicicletă în Câmpul Lung. Păi n-avem piste de bicicletă și să știți că asta e o problemă și uite, putem să o dezvoltăm treaba asta. Pentru că ni s-a promis de mult o pistă de bicicletă. Eu sunt un om care merg cu bicicleta. De... Și de ce ne-ar trebui noua atâtea mașini? Că despre asta e vorba. Am putea să facem inclusiv tot felul de competiții de mountain bike. Să fie prin pădure. Suntem înconjurați de pădure peste tot. Am fost la Bruxelles, credeți-mă, am văzut o pădure care a fost amenajată, dar cum să zic, super basic, așa de amenajată de către primăria din Bruxelles. Cum? Deci erau niște poteci. Da. Care erau curate, dar era cu pământul foarte bine presat. Deci era pământ. Da. Era atât de bine presat că atunci când a început ploaia, deci se vedeau și roaia, nu intra în pământ. Atât era de bine bătătorit acolo. Și să vedeți că au făcut și un lac, deci lângă pădure, și pe lângă lac exact aceeași idee cu pământul bătătorit, ca oamenii care vor să alerge să meargă pe pământ, că știți că mai bine pentru coloană și așa. Deci s-au gândit chiar dacă se poate desculți.
Și stați să vedeți, a amenajat în pădurea respectivă un fel de parc, unde oamenii, și mă gândesc de ce câmpul lungenii n-ar putea beneficia de așa ceva atât de simplu și atât de ieftin, unde oamenii se pot duce să se relaxeze, să își pună o pătură. Nu există bănci, există să stai pe iarbă, să simți natura, coșurile de gunoi sunt bine mascate în spatele trunchiurilor de copac. Deci lucruri simple. Nu s-ar aduna așa comunitatea dumneavoastră, nu credeți că s-ar aduna? Ba da, ba și da, au voie să da. Intre în pădurea respectivă doar anumite tipuri, să fie cu lemn ceva, să fie ceva drăguț, anumite tipuri de gherete, nu alea de la Târgoviște cu toate nenorocirile da, da, și chinezările da, da, care vin aici acoperite cu bannere de la alte alegeri, știți? Știu. Așa. Și vin acolo și au voie să vândă numai anumite tipuri de produse, nu toate nenorocirile. Foarte tare ideea asta și foarte ieftină. Lucru pe care s-ar putea face de jur împrejurul nostru, peste tot. V-aș întreba, eu mai apuc să văd așa ceva? Păi așa apucați în ce să zic? Ce? Asta e repede, se poate face. Se poate ceva. Face repede. Bine, de exemplu, la Bughia de Jos există un traseu și chiar se fac întreceri cu bicicleta de mountain bike. Există un traseu. Dar sunt multe aici. Am putea atâtea lucruri să exploatăm. Da, sunt multe și o să le detaliem cât timpul s-a cam scurs. Aveți? Gata? Nu gata. S-a scurs timpul de discuție între așa. Noi doi. Vom continua cu proiectele concret. Concret, da. Ați fost pe stradă, ați fost peste tot. Convingeți-i și de aici să vă voteze. Domnilor, nu vreau să vă conving. Doamnelor, domnișoarelor, nu vreau să vă conving să mă votați. Ci aș vrea să vă gândiți că de data asta este chiar vorba despre alegerea voastră la primărie. Eu sunt un om de bună credință, cu inima deschisă și voi face lucruri bune pentru Câmpul Lung. Și cel mai important, voi fi alături de voi. Așadar, stradă cu stradă schimbăm Câmpul Lung. Câmpul Lung. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Și eu mulțumesc. Mulțumim telespectatorilor. Mulțumesc. Vă așteptăm cu drag. Doamne ajută. În continuare, toate cele bune. La revedere. Vă pup.